Vladimir Putin a discutat azi cu Xi Jinping și Jinping despre războiul din Israel. Liderul de la Kremlin a mers la Beijing pentru summitul organizat de liderul chinez, acolo unde s-a întâlnit cu și cu premierul Ungariei, Victor Orban. Înainte de a pleca în China, vă amintesc, Putin a vorbit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar și cu liderii Siriei, Egiptului, Palestinei, respectiv Iranului. Și mergem chiar acum la corespondentul CNN din Beijing, Mark Stewart. Good evening, Mark, and thank you for joining us. Mulțumim că ești aici alături de noi. Mark, președintele Chinei s-a întâlnit cu Vladimir Putin și au discutat despre conflictul din Orientul Mijlociu. Mâine e o zi mare. Ce e pe agenda? Hi there, Sabrina. It's really nice to be with you. Mă bucur să fiu aici alături de voi. Mâine vor avea loc discuții mult mai formale între președintele Chinei și președintele Rusiei. Și după cum ai spus, cu siguranță vor discuta despre conflictul din Orientul Mijlociu. Am văzut că China nu a luat încă o poziție cu privire la acest conflict, încearcă să fie cât mai obiectivă. După cum am văzut în ultimele luni, China nu a numit Hamasul un grup terorist și Rusia pare să ia o atitudine neutră, prin urmare suntem nerăbdători să vedem încotro va duce această discuție de mâine. Și probabil mâine vor discuta și despre bani. În ciuda războiului care se desfășoară în Ucraina, în ciuda sancțiunilor, China este un mare, oferă foarte mult sprijin Rusiei și președintelui Putin. Relația lor este foarte strânsă. China a trimis bunuri de larg consum și electronice în Rusia. China a cumpărat totodată energie de la Rusia și tot de aceea am vrea să vedem încotro se îndreaptă această relație. Probabil că va fi practic o reîncheiere a pactului dintre cele două țări. Președintele Putin va vizita China în ciuda faptului că se pune în pericol. Mark, vizita are loc în contextul în care forumul Belt and Road e pe cale să înceapă. Ce speră China să obțină dincolo de întâlnirea cu Putin? Forumul Belt and Road este motivul pentru care Vladimir Putin se află aici, la fel și alți lideri din întreaga lume. Forumul Belt and Road este un program economic fondat de China care să încurajeze creșterea economică globală. Proiectul își propune să construiască proiecte de infrastructură în diferite părți ale lumii. Prin urmare, probabil vom auzi un mesaj economic foarte puternic din partea Chinei, având în vedere mai ales că s-a împlinit un an de când China a renunțat la restricțiile împotriva pandemiei de coronavirus. În același timp, acest forum are loc pentru a transmite un mesaj țărilor din întreaga lume și anume faptul că China își dorește să construiască o zonă economică paralelă cu zona economică din SUA. Cam pe asta se va concentra întâlnirea de mâine. Mark Stewart, corespondent CNN din Beijing. Vă mulțumim pentru informație.